Stimați invitați, dragi copii, deschidem astăzi cea de-a noua ediție a proiectului Primăvara Nopții Copiilor. Proiectul se materializează într-o expoziție de mărțișoare și felicitări și ca semn al dăinuirii și al eternității, românul și-a păstrat tradițiile, astfel că întreaga natură este în sărbătoare atunci când parfumul și culoarea florilor se mută în poezia nemuritoare. Povestea aceasta e țesută pe ie, un fir aurit e țesută pe brâie. O spun românii cu multă mândrie, o țeștem și noi astăzi, ca-n veci să se știe. Și de această dată, elevii școlii noastre și-au arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român. V-aș propune să ascultați mesajul proiectului nostru. Obiceiul mărțișorului în prag de primăvară este o secvență dintr-un ritual străvechi de înnoire a timpului. Zilele, săptămânile și lunile anului ce vor veni erau adunate într-un șnur bicolor din lână care se dăruia celor dragi. Șnurul aducea cu el optimismul, speranța și viața, vitalitatea și înțelepciunea, pacea, liniștea și sănătatea. În acest an, proiectul Primăvara în ochii copiilor, aflat la cea de-a noua ediție, și-a propus mărțișorul pentru Levi, iar șnurul roșu-alb al faptelor noastre mici să fie o parte din șnurul zilelor, speranței și vieții. Vă așteptăm pe toți, în număr cât mai mare, să împletim frumosul mărțișor pentru Levi. Vom putea aduce o rază de speranță unei persoane aflate într-o grea încercare. Banii adunați din vânzarea produselor vor fi donați unui tânăr bolnav, Molnar Levente. Vă invit să achiziționați mărțișoare și felicitări și împreună să împletim frumosul mărțișor al faptelor bune, mărțișorul pentru Levi. Îi felicit pe elevii noștri că prin munca lor și gestul lor frumos aduc o rază de speranță unui tânăr din orașul nostru. Mulțumesc conducerii școlii pentru sprijinul acordat. Felicit colegele mele, pe toate doamnele învățătoare. Îi felicit pe părinții noștri, pe elevii noștri că s-au implicat în acest proiect. Pentru că ați speriat iarna și ați făcut ca astăzi să fie probabil prima zi de primăvară, vreau să le mulțumesc doamnelor învățătoare pentru toată munca pe care au depus-o în crearea frumosului, în faptul că și-au dorit să aducă primăvara aici în curtea școlii noastre. Îi felicit pe copii și mai ales le mulțumim părinților pentru felul în care se implică în toate acțiunile pe care școala le propune. Nu este prima acțiune caritabilă din acest an școlar, nu școlar, din acest an calendaristic. Este deja a doua acțiune la care dumneavoastră, părinții, ați răspuns prezent și ne-ați impresionat și pe noi și întreaga comunitate locală prin gesturile pe care le faceți. Așadar, astăzi mărțișorul împletește, așa cum a spus Cristina, împletește și viața, și speranța, și bucuria noastră de a fi. Vă mulțumesc tuturor că vă implicați în acest fel, că știți să așezați frumosul pe hârtie, în panouri și în sufletele noastre ale tuturor. Și, bineînțeles, să aveți vânzare bună, pentru că este târg. Primăvara a venit, târgul se deschide, așadar vânzare bună și sănătate celui pentru care dumneavoastră faceți acest gest. Vă mulțumesc și felicitări că ați transformat acest târg într-o tradiție. Nu e lucru simplu să ajungi la cea de-a noua ediție și să fie un crescendo. Fiecare ediție este un succes, din mare în mai mare. Bravo copii, bravo mâini pricepute, minți creative și doamne învățătoare de nota 10 cu steluță. Vă mulțumesc tuturor și primăvară frumoasă, multe, multe primăveri frumoase. Aplaudați-mă! Mulțumesc! Mulțumim și declarăm deschisă expoziția.
încă una. Mai de trebuie. Gata, primul mărțișor. Ce-s ochii copiilor? Ia uite.